Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Isus Hristos, Domnul lor și al nostru, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Isus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire, cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel, de dar în așteptarea rătării Domnului nostru Isus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu care va a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n aveți dezbinări între voi, ca să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. din câte am ascultat online, că și eu, ca fratele Vasile, am fost plecat din Cluj și astăzi, și ne-am întors aici la Cluj și am aflat din online că noi ne ocupăm anul acesta despre cu biserica, să înțelegem mai bine ce este biserica. Și avem acolo o, o listă lungă care s-a pus în online despre slujire, despre ce înseamnă biserica lui Hristos. M-am gândit și eu să aduc un cuvânt în această direcție și... Mesajul mi-l am intitulat Cum ne-a influențat lumea în care trăim concepția despre biserică. Vedeți, noi suntem influențați, că vrem să recunoaște că, că vrem să recunoaștem că nu vrem de lumea în care trăim. Și lumea încearcă să ne modifice felul în care noi vedem biserica lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos se ruga în rugăciunea lui în Ioan capitolul 17 începând cu versetul 15, zicea eu nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău. Spunea acolo mai jos, în versetul 17, zicea, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, slăvit să fie numele Domnului. Și lumea ne-a influențat concepția noastră despre biserică în trei direcții. Ne-a influențat concepția noastră și mentalitatea noastră despre biserică cu privire la ce este biserica, cu privire la rolul bisericii și cu privire la relația noastră cu biserica. Spunea Domnul Iisus Hristos că această entitate care e biserica e așa de puternică încât porțile locuinței morților nu vorbi lui. Și vedem că biserica este proiectul lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 1, cu versetul 17, spune cuvântul așa: Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru, Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și mai jos, în versetul 22, spune că El, Dumnezeul acesta, spune cuvântul, i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii pe Isus Hristos. Cu alte cuvinte, biserica îi proiectul lui Dumnezeu. Biserica nu a luat naștere că ucenicii și apostolii mai apoi nu au avut ce lucra. Și au început ei să se adune și așa la biserica naștere, nu. Biserica a fost în mintea lui Dumnezeu și spune cuvântul în altă parte că ei au făcut din aceste lucruri, cei din vechime, ținta cercetărilor lor stăruitoare. Biserica, Spune cuvântul Domnului aici că este sub autoritatea lui Isus Hristos, slvi să fie numele Lui. Mai mult spune cuvântul Domnului mai departe despre biserică. Spune că biserica aceasta este sub autoritatea Lui Dumnezeu și efectiv noi ca și oameni ai Lui Dumnezeu trebuie să înțelegem lucrul acesta, că biserica și că facem parte dintr-o entitate vie, formată din pietre vii. Cum ne-a influențat lumea, concepția referitoare la ce este biserica? Știți cum vedem noi biserica de multe ori? O vedem ca pe o companie. O vedem din punct de vedere managerial. Aici sunt niște frați, ei sunt ceo companiei, cu frații care slujesc, care sunt oameni care sunt angajați la această companie. Și între ei de aici, din față, și noi de acolo, din bancă, e o falie. E o despărțitură, e o detașare între noi. Și nu înțelegem că ei spuși aici de Dumnezeu, ca să fie o autoritate peste noi. Știți de ce spun lucrul acesta? Că nu știu cât ne mai rugăm pentru frații care ne conduc pentru frații care au pus Dumnezeu, păstori, diacon, prezbiteri, să ne conducă spre împărăția lui Dumnezeu. Mă uit în viața mea și cu atâta tristețe constat că nu ne rugăm pentru țară, cum se spune aici, nu ne rugăm pentru cei care spuși în fruntea bisericii, de aceea, pentru că vedem biserica nu ca ceva viu, ca ceva strâns legat, ci o vedem ca și pe un, o firmă, ca și pe un business. Și noi facem parte din biserica vie a Dumnezeului Celui Viu Slăvit să fie numele Domnului. Știți unde ne -a mai făcut diavolul o spărtură? Pentru că noi nu înțelegem că biserica este acel loc viu din care eu fac parte și trebuie să mă aduc aportul. nu e suficient să vin aici la biserică și să stau acolo și să existe această detașare față de tot cei aici în față ci eu trebuie să mă aduc aportul. Auziți ce spunea Apostolul Pavel? Și spunea așa de frumos în Colosem 4 cu 3, zice, rugați-vă totdeauna și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taine lui Hristos pentru cei care, iată, mă găsesc în lanțuri. Apostolul Pavel a spus lucrul ăsta. O să nu stați în detașare față de noi, pe care ne-a pus Dumnezeu conducătorii bisericii, ci rugați-vă pentru noi, pentru că ori de câte ori deschid gura să mi se dea ușă de cuvânt. Spunea, în faptele apostolului spunea Luca în capitolul 16, versetul 7, zice, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. În biserică e Duhul lui Dumnezeu care coordonează toate lucrurile. Slăvit să fie numele Domnului. Să nu mai vedem biserica ca și o companie, ca și pe o companie, ca și pe un business ci să vedem pe ca, pe, ce, un organism viu, etern, că porțile locuinței morților nu vor birui. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem lucrurile acestea și mai mult să înțelegem că biserica este o reflexie a familiilor noastre. Vedeți noi, în mintea noastră, biserica nu e mai legată de familiile noastre. Dar spunea cuvântul lui Dumnezeu așa, în Efesea, în capitolul 5, Prope, sunt multe referințe din acest capitol, unde zice așa. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum? Asemenea, asemenea cum Hristos este capul Bisericii. El mântuitorul trupului. Și compara Hristos familia cu Biserica. Mai departe, și după cum versetul 24, și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. În 1 Timotei, capitolul 3, versetul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, care e parte din biserică, cum va cârmui el biserica lui Dumnezeu? Când mă uit la noi, la biserică, la cei ce facem parte din biserica lui Dumnezeu, eu știți ce văd? O sumă de reflexie ale familiilor noastre. Când mă uit la noi, parcă mă uit în oglindă și îmi văd familia mea. Pentru că familia mea face parte din Biserică. Și când, cine, când un mădular suferă, spune Scriptura, cine suferă? Tot trupul suferă. Toată Biserica suferă. Ce este familia ta și ce este familia mea, aceea va fi și Biserica noastră. Înțelegem noi lucrurile acestea? Am fost, în, am fost acum de sărbători într-o biserică și atâta am pus frații acolo să tot și am zis, fraților, mai vin, nu mai vin că zic, trebuie să stau numai închis în cameră cu Biblia în mână. Dacă n-aș studia în timpul anului, zic. Și eu au zis, chiar rugăm, Zice, mai dă un îndemn la rugăciune. Zic, să rugau cât două minute. Și am zis, fraților, m-am ridicat și le-am spus, nu am cum să vă îndemn la rugăciune. Știți de ce? Pentru că e ca și cum m-aș duce la un copil care scrie la examen sau la o lucrare de control și aș spune, nu mai scrie. L-aș încuraja, nu mai, mai scrie ceva, mai, mai, mai fă ceva. Ce credeți? Poate să scrie? Știți cât scrie el? Cât o învățat acasă, în familie. Atâta poate scrie la examen. Cât ne rugăm acasă, în familiile noastre, lucrul acesta se reflectă, fără să vrem, în biserica noastră. Pentru că biserica este o reflexie a familiilor noastre. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Rolul bisericii. Am văzut ce, cum ne-a influențat lumea, concepția la ce este biserica, dar ce rol are biserica? Spune cuvântul Domnului că biserica este acel loc unde în unitate au loc minuni. Spune că biserica se bucura de pace, 9 cu 31, faptele apostolilor, în toată Iudeea, Galileea și Samaria, și se întărea sufletește și umbla în frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Acolo Petru zice că a găsit un om anume Enea, care zăcea de opt ani o într-un pat. Enea i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te, ridică spatul, și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona când au văzut și s-au întors la Domnul. S-au și întors la Domnul, cum l-au văzut. Pentru că Biserica, rolul ei, este ca în pace și în unitate și în frică de Dumnezeu. Dumnezeu să lucreze aici cu semne și minuni, slăviți să fie numele Domnului. Vedeți, ne uităm în, 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 ne uităm în Biserică și de multe ori poate zicem, nu vedem minuni. Eu vă, spun, vă întreb ceva, s-a schimbat Dumnezeu? Nu-i mai Dumnezeu ăsta care a fost aici? Știți, știți care e problema? unitatea, exact ce scrie aici, frica de Dumnezeu, cum ne relaționăm noi unii cu alții și mă rog ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem aceste adevăruri. Biserica e locul unde te maturizezi spiritual. Frate, nu te poți maturiza spiritual în online, că n-ai cum. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că se întărea sufletește. Se întărea, creștea și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Numai aici poți. Numai aici pot să te maturizezi spiritual, primind, prim, primind învățătură din Cuvânt, slujind înaintea lui Dumnezeu și apoi mergând afară și punând în practică. Dumnezeu să ne ajute. Vedeți, principiul lumesc, la capitolul ăsta e toți avem acces la informație, nu? Lasă că ne descurcăm noi, știm noi mai bine. Și de multe ori refuzăm să venim în biserică și să învățăm, să ne maturizăm spiritual. Pentru că credem noi, așa cum se spunea și dimineața aici, Că vine unul, ne spune una, și aia e bună, vine despre același lucru, ne spune alta, și aia e bună, și nu mai știm efectiv ce credem. Pentru că nu stăm aici, în biserică, să ne maturizăm și Dumnezeu să ne maturizeze din punct de vedere spiritual. Și spune așa cuvântul Domnului, că biserica este acel loc și acești oameni, dacă vă uitați, aveau probleme, aveau dezbinări, spune scriptura. Biserica din Corin nu a fost o biserică ideală, ci a fost o biserică cu probleme. Și avea tot felul de probleme pentru că lumea a intrat în mintea lor și ei nu mai înțelegeau lucrurile lui Dumnezeu și rolul bisericii. Și spune cuvântul Domnului că biserica este locul unde găsești încurajare și zidire. Vii aici și te zidești spiritual, spune cuvântul Domnului în fapte 14 cu 27. După venirea lor au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschise neamurilor ușa credinței în, versetul 14, în capitolul 14 cu versetul 4 din 1 Corinteni spune Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește ce face? Zidește biserica. Și în 1 Corinteni 14 cu 5 zice Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cel ce vorbește în alte limbi. Afară numai dacă te lămăcești aceste limbi pentru ca să capete biserica, zidire sufletească. În 1 Corinteni, capitolul 14, mai jos, versetul 12, spune cuvântul lui Dumnezeu, tot așa și voi, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug. Auziți scopul. În vederea zidirii sufletești a bisericii. Biserica e locul acest la unde ne întărim, ne zidim, dacă vreți, și ne maturizăm spiritual. Și mă uit că biserica e și locul unde se oferă învățătură din Cuvântul Lui Dumnezeu. Vedeți, am studiat cu tineri la, la grupă și acum am terminat cartea Galateni. Și acolo vedem un lucru, că Pavel istorisește, istorisește acea parte din viața lui în care el s-a suit la Ierusalim, la Biserica Lui Dumnezeu din Ierusalim, ca să vadă dacă Evanghelia pe care el o predică îi așa cu ceea ce trebuie să fie. Tot așa și noi. Noi ne încărcăm acasă, citim tot felul de cărți, studiem, ne, ne elevăm, dacă vreți, din punct de vedere al cunoașterii noastre spirituale, dar venim aici la biserică, sub autoritatea celora pe care i-a pus Dumnezeu și ne verificăm dacă ce-am primit noi când am fost aici la biserică e în concordanță cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrurile acestea. Mai mult, biserica spune cuvântul lui Dumnezeu că este un loc prin care diavolul poate să-l lovească pe Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu e perfect, e atotputernic. Nu are ce să-i facă diavolul. Dar spune scriptura așa în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Vedeți? Un alt rol pe care îl are Biserica este să fie intransigentă. Biserica trebuie să fie intransigentă cu păcatul și cu toate lucrurile acestei lumi. Mai mult decât, ativ, mai mult decât ativ, atât. Biserica trebuie să fie exclusivistă și exclusivă. Spunea Domnul Iisus Hristos, eu sunt ușa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci, exclusivitate, Hristos are exclusivitate. Știți cum ne spune lumea astăzi? Fiți inclusivi. Acceptați-l și pe ăla care trăiește în păcat, puneți-l și pe ăla să cânte, puneți-l să slujească, dați-i și lui să facă ceva. Fiți inclusivi, o să auziți. Ascultați-mă, o să vă amintiți de seara aceasta. O să auziți tot mai mult de acest principiu în lumea în care trăim. Principiul inclusiunii. Nu contează că ești homosexual, nu contează că trăiești cum vrei, trebuie să te includă biserica și contrar cuvântului lui Dumnezeu. Noi acceptăm tot felul de oameni, homosexuali, păcătoși, dar știți când îi acceptăm? Când și-au spălat hainele în sângele lui Iisus Hristos și trăiesc o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Îi includem pe toți ăștia. Pe toți ăștia îi primim, dar nu ne lasă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu ne lasă să facem lucrul ăsta. Zice că cine nu intră pe ușa aceasta este un hoț și un tâlhar. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să înțelegem lucrurile acestea. Că noi trebuie să fim acei oameni pe care Dumnezeu îi dorește în vremurile din urmă. Și ne-a mai afectat lumea concepția cu privire la relația noastră cu biserica. Și mă uit... Și aud vorbe de genul între noi, de multe ori. Frate, zice, nu mi-a plăcut azi la biserică. Ah. Sau alții zic, oa, ce frumos a fost, mi-a plăcut așa de mult. Concepția aceasta hedonistă a plăcerii. Păi nu venim, frate, la biserică și soră când ne place sau nu ne place. Noi venim la biserică că e porunca lui Dumnezeu să nu părăsiți adunarea voastră cum a unii obicei. E porunca dată de Apostol, de Dumnezeu prin Apostolul Pavel și zicem, ne place. Era unul, spune în Scriptura despre Diotref, în 3 Ioan capitolul 1, versetul 9, zice că am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate, între ei nu vrea să știe de noi. Erau și atunci oameni care se ghidau în biserică după ce le place și ce nu le place. Noi să fim acei oameni care venim la biserică pentru că înțelegem acele lucruri pe care le-am spus mai înainte. Că aici ne maturizăm, ne zidim, au loc minuni. Dumnezeu lucrează cu noi într-un mod deosebit. Ne-a mai prins această concepție lumească și în alt fel. Și vorbea fratele Vlad odată la seara tinerilor despre consumerism. Concepția asta intra și în biserică și îmi zicea un păstor dintr-o biserică, zice, ca să rezolv să vină cineva să dea un îndemn la o rugăciune într-o marți seara sau joi seara, trebuie să sunt 10 oameni și al pe lea nu mai am răspunde. De ce? Pentru că ne-am învățat să consumăm. Ne-am învățat să nu mai fim parte activă din slujirea în biserică. Ne-am învățat să stăm acolo pe bancă și să absorbim tot ca și un burete. Și noi, cum vă ziceam, această concepție de management, ca niște uh, oameni care servesc servicii spirituale, vă hrănim pe dumneavoastră. Ori nu e așa. nu e așa. În biserică, fiecare mădular trebuie să dea, să dea ceva în Efeseni, în capitolul 4, cu versetul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, de din El, adică din Hristos, tot trupul care e biserica, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, dă ceva, dă ceva. Zicea fratele Filope, dacă nu poți să cânți, dacă nu poți să predici, dacă nu poți să faci altceva, poți să te rogi și mă rog ca Dumnezeu să ne învețe și să ne ajute să învățăm aceste adevăruri. Și noi avem o cântare care reflectă foarte bine această, această concepție care a intrat în biserică și la refren spune așa Îți mulțumim, îți mulțumim că Tu ne dai și noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim de acum și în veci de veci. Amin. Și tot refrenul ține că Tu ne dai, Doamne, și noi numai stăm și primim. Fiecare încheietură prin ceea ce dă fie în care încheietură câte ceva. Doamne ajută-ne să înțelegem lucrurile acestea. O mai intrat o, 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 parte din lume în mintea noastră și această concepție se numește senzaționalismul în relație cu biserica. Frate, au fost așa numai versete din Biblie, zice o predicat. Nimic senzațional, nimic care să ne stârnească și suntem și noi ca cei greci despre care spune cuvântul Domnului în 17 fapte cu versetul 21 zice căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vreme cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Și noi vrem să venim la biserică și să auzim ceva nou, ceva extraordinar. Și dacă nu a fost o bombă de asta de știri sau de uh, ceva care să ne suscite imaginația noastră și atenția noastră, nu a mai fost frumos la biserică. Oare așai? Cuvântul acesta lui Dumnezeu este viu și lucrător, și de fiecare dată când vii aici, dacă vii cu smerenie, nu se poate să pleci acasă, tot așa cum ai venit. Să nu-ți vorbească un verset de la rugăciune, o cântare, o poezie. Nu se poate. Domnul să ne ajute să înțelegem aceste lucruri. Și Biserica ne mai. lumea ne-a mai afectat, dacă vreți, la, la un capitol. La acel, acel capitol al senzualismului. Te uiți la oamenii din lume, te uiți la ceea ce e un standard în lume, la nivel de îmbrăcăminte, la nivel de, nu știu, coafură, tot ce vreți, spuneți-i cum vreți. Și lucrurile acestea, dacă te uiți în biserică, intră încet, încet și spunea, Spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 8, zice Vreau dar ca bărbații să se roage în ol ceroc și să ridice spre cer mâini curate. Vreau dar, dar femeile, femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, și descrie el mai departe, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, etică. Și ce? pentru că el a văzut Apostolul Pavel că senzualismul sau lucrurile pe, care, lucrurile pe care lumea pune preț, încet, încet, intră și în mintea noastră și le aducem cu noi aici la biserică. Frați și surori, eu nu știu cum a fost acest cuvânt pentru dumneavoastră. Dar e un cuvânt necesar. N-are sens să ne amăgim. Uitându-ne la noi, uitându-ne în jurul nostru, lumea ne-a afectat concepția despre biserică, la, cu privire la ce este biserică, la rolul bisericii și la relația noastră cu biserica. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere și să facem ce scrie acolo, în, în 1 Petru, în capitolul 1, să facem ce a spus omul acesta. El a spus așa, de aceea, versetul 13 din capitolul 1, Încingeți-vă coapsele minții voastre și fiți treji. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la rătare lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de concepția lumii, de poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce va a chemat este Sfânt. Fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră, versetul 16, că ce este scris? Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.